inițiativă a venit din partea Organizației Tineretului Național Liberal. Este o întâlnire aproape spontană pe care am avut-o noi, studenții liberali, în semn de solidaritate, în primul rând, față de colegii noștri din Statele Unite, care în același moment își comemorează colegii căzuți în mod stupid ieri. Transmitem condoleanțele noastre familiilor înduliate, dar și familiei profesorului Român Livrescu, care iată, într-adevăr, și-a dat viața pentru școală și pentru elevii săi. Este într-adevăr un moment incredibil de greu și pentru ei, dar și pentru noi, pentru că am pierdut un român bun care făcea cinste României acolo. Gestul studenților nu i-a lăsat indiferenți petrecători. Cum cataloguezi acest gest? Efectiv de neînțeles și consider că violența nu este răspuns la nimic, indiferent care au fost motivele care au stat la baza acestui eveniment tragic. Acțiunea spontană a tinerilor liberale a durat aproximativ o jumătate de oră.